Bună, eu sunt Andreea și bine ați venit sau revenit pe canalul meu. Astăzi, după cum vedeți și din titlu, filmăm primul unboxing al campaniei nouă de la Avon. Așa arată catalogul și am lipit stickerul aici. Noul interval al campaniei este 2 iulie, 22 iulie. Nu am plasat comanda chiar în prima zi a campaniei, cum fac de obicei, pentru că avem în colet și produse de la Boostor și, practic, campania lor începea de vineri, nu de joi, și, practic, nu avea sens să dau comanda vineri, așa că am dat-o duminică. A venit cu întârziere de 2-3 zile, teoretic ar fi trebuit să vină marți, miercuri, dar a venit astăzi, vineri. Și, după cum vedeți, am două cutii, una mai mică și una mai mare. Le desfac și vedem ce am primit. Am transferat produsele din cutia mică în cea mare, ca să nu mai fac zgomot și să nu le mai mutăm, pentru că erau foarte puține. Erau doar acestea de make-up de la Power Stay și câteva de la Avon True, produse cu care o să și încep. Și avem așa. Două creioane de la Glimmer Stick Avon True Bright Eyeliner. Unul este Nanța Trucaz Burst și arată cam așa. Dacă și punea focusul, o să vedem. Și nuanța este Trucaz Burst, cum vă spuneam. Ok, și al doilea din aceeași gamă, în nuanța Cobalt Cool. Mai departe, din gama Power Stay, avem așa. Prima dată, două creioane. Ambele sunt în nuanța Carbon Black. Și le-aș fi văzut în True Unboxing din campania 8, când eu mi-am comandat în avans cele trei produse care au apărut noi. La finalul acestui unboxing o să vedem și produsele pe care le-am primit de la Boostor, tot așa două de la Power Stay. Tot pe comandă am avut două farduri tip stick, una în nuanța Statement Berry și în nuanța Everyday Beige. Și așa arată cutiile lor. Și acestea sunt nuanțele. Sper că se vede și că focalizează. Ok. Un ruj tip stick, Beauty Lip Stilo, în nuanța Vintage Pink. Cam așa, sper să... Ok, trebuie să pun mâna ca să focalizeze. Mai departe, am două rujuri din gama Avon True. Una este în nuanța Blush Nude și una în nuanța Carnation sau ceva de genul ăsta. Și așa arată pe față. Le toți vedeți în videoclipurile mele pentru că le tot am pe comandă. Într-o ofertă online, aș putea să spun, pentru că nu se găsește în catalog. Am luat un set de trei produse pe care imediat să-i găsesc și prețul, să vi-l spun. Am factura aici lângă mine și... deci este 27 de lei un set de acesta și are discount oferent comenzii. Acestea sunt cele trei produse. Este o mască reutilizabilă, de aceea de bumbac. Sper să zic bine, să fie din bumbac. Eu parcă așa citisem. Un gel desinfectant la 100 de mililitri de la Avon Care și o cremă de mâini ca să ne hidratăm la 75 de mililitri. Vă spuneam, un set așa costă 27 de lei. Dacă comandam singur, gelul dezinfectant costa 13 lei. Vă spun prețurile fără discount. Discountul vi-l calculați în funcție de comanda pe care o aveți. Deci costa 13 lei, iar masca
Una singură ar fi costat 11 lei, un set de 5 îl puteam lua cu 50 de lei. Mai era și varianta colorată, aș putea să spun, dar eu am preferat să o iau pe această albastră. O să o și desfac. Cred că îmi trebuie un farfec. Așa arată măscuța scoasă din ambalaj. Pot să vă spun că, diferit de celelalte pe care le-am mai testat, ca să zic așa, mai cumpărat pe parcursul pandemiei, na, oricum ne-au trebuit și erau mult mai ok decât măștile care nu se mai găseau sau dacă găseam erau foarte scumpe în farmacii. Nu are acea sârmă pe niciuna din părțile, nu știu, ori sus, ori jos. Ea se desface cam așa, este destul de mare, pe fața mea am probat-o acum și ajunge cumva mult sub bărbie și ceva mai mult peste nas, deci este destul de măricică. Elasticul este flexibil, pentru că am încercat și măști la care elasticul era destul de dur și practic îți trăgea urechile în față și nu le puteai purta pentru că arătai dubios. Cam atât vă pot spune despre această mască. Nu știu exact dacă merită 11 lei cât este ea, bine, fără discount. Cu discount vine undeva, cred că cu 15% discount. Deci nu e foarte mic prețul, nu știu dacă merită. O să o probez și oricum o să vă mai dau recenzii pe Instagram, pe Instastory. Mai departe, continui cu produsele non-cosmetice pentru că sunt ceva mai mari și mai voluminoase aici. Am așa un fel de bandă elastică pentru modelarea abdomenului. A costat 60 de lei și clienta a luat-o în mărimea M, în mărimea 38-40. Nu știu exact cum se numește, o găsiți la paginile acelea unde sunt prezentați și acei chiloți, bustiere, tot felul de produse de genul ăsta. Mama și-a comandat o eșarfă la 30 de lei, pe care o să o și desfac să vă arăt, pentru că văd că are banda asta de scot și pot să o scot ușor. Cam așa arată. E dintr-un material sintetic, aș putea să spun, adică alunecă, dar e destul de drăguță. Na, cam atâta. Cam așa pot să vă arăt și atât vă pot spune despre ea. Ați văzut că este semi-transparentă, adică mi se vede mâna relativ prin ea, dar e destul de grosuță. Mai departe, am avut tot așa pe comandă un organizator pentru produsele din baie și pentru cosmetice, pentru fetițe, oricum este. E undeva în jur de 25-26 de lei în catalog. Atât scrie pe el, organizator. Kids Cat Storage. Ok. Mai departe, am avut pe comandă un set de la Yves Confidence și este format din 3 produse. Apa de parfum la 50 de mililitri, spray-ul parfumat body spray la 75 de mililitri și mini apa de parfum la 10 mililitri. Un set așa este undeva în jur de 60 de lei, cred că în catalogul ăsta. Ok. O mască de păr de la Planet Spa cu ulei de măsline la 200 de mililitri. Tot pentru îngrijirea părului avem de la Advanced Techniques, sper să se vadă, un ser pentru densitate, Miracle Density Fair, sper să zic bine, la 100 de mililitri. Un gel de duș de la Avon Senses Citrus Zinc. Bineînțeles că la trăcâie, că așa e când filmăm. Aici am o groază de cataloge, am comandat 20, pentru că trebuie să le ofer și clientelor și plus de asta nu am decât unul sau două, așa că nu aș fi avut. Trebuia să iau un set mai mare. De la Power Stay mai am aici o mascara în nuanța Black is Black. O să o desfac imediat să vă arăt pe cea de la Booster. Un Mesmerize,
o apă de toaletă Mesmerized Black, bărbătească, are 100 de mililitri. Să dau așa catalogele pentru că am văzut că sunt și niște stickere aici. Ok, am scos catalogele și îl mai am doar pe unul aici. Aici am primit o fișă întreagă cu stickere. Să putem lipi pe catalog noua dată a catalogului. Ați văzut și în răsfăirea pe care am făcut-o. Noua perioadă de campanie 10 este între 23 iulie și 12 august. Aici am My Avon Magazine, la care o să și facem răsfăirea și o să apară imediat pe canal. Ofertele pentru reprezentanți și încă o revistă de My Avon Magazine. Aici am o noutate pe care o să o prezint mai pe larg în răsfăirea ofertelor, pentru că, deși acum o să vă arăt, este Nanza Dreaming of Blossom. Este un ruj care poate fi folosit și pe post de far de obraz. Eu îl desfac acum. Cam așa arată produsul. Și în momentul în care îl desfacem, este un fel de burețel aici, dacă se observă. Și o să scot puțin produs, cred că prin... Da, ok. Se scoate așa și cam așa arată. Cam asta este nuanța. Nu știu cât se vede. De asta vă spuneam că mai multe o să vă spun în cadrul răsfăirii, pentru că acolo pot să filmez mai de aproape și o să se vadă mai bine. Ok, și mai am ultimele două produse. Produsele de la Power Stay. O să dau și așa la o parte. Acestea sunt cele două produse pe care le-am primit din gama Booster, din gama Power Stay de la Booster. Am rimelul, mascara, în nuanța Blackest Black și fardul de ploape, tip stick, în nuanța Mocha Brew, sper să zic bine, nu știu exact cum se pronunță. Sper să se focalizeze. Și acum o să și scot produsele să vi le arăt. Le-ați mai văzut și în momentul în care eu mi-am comandat produsele acelea în avans. Bine, nuanța pe care mi-am comandat-o eu la fardul de ploape este diferită de cea pe care am primit-o. De aceea acum o să vă fac și un swatch. Mascara este aceeași. O să scot așa. Așa arată periuța. Eu am testat deja și mascara și fardul de ploape și mă gândeam să postez pe canal și un videoclip în care mă machiez doar cu produse din gama Power Stay, pentru că, ei bine, au o gamă destul de variată de produse, aș putea să spun, sau, na, nu chiar variată, dar aș putea să spun că sunt toate produsele de care ai nevoie ca să-ți faci un look complet. Cam așa arată și fardul de ploape. Și să facem și un swatch. Este un maroniu destul de închis. Cam așa arată. Și mai multe o să vă vorbesc în răsfoire despre aceste două produse, dar și despre gama întreagă de la Power Stay și produsul, de fapt, noutatea pe care mi-am comandat-o. Despre aceste produse o să vorbim în răsfăire și dacă vreți să apară și un videoclip cum mă machiez eu doar cu produse din gama Power Stay de la Avon, ei bine, puteți să-mi lăsați în comentarii părerile voastre și dacă sunteți de acord să primiți, să vedeți, de fapt, nu să o primiți, să vedeți un asemenea videoclip pe canal. Eu am fost Andreea și acum văd că e destul de departe broșura și nu se observă, așa că o să o ridic și o să încheiem cum încheiem de obicei, cu coperta următoarei campanii,
Nu uitați să lăsați un like, comentariu și subscribe dacă nu v-ați abonat încă. Nu uitați să apăsați și pe clopoțel ca să fiți la curent cu toate videoclipurile de pe acest canal și să le vedeți chiar în momentul în care ele sunt postate. Eu am fost Andreea și până data viitoare, v-am pupat!